Avantajele, dar și dezavantajele unei pompe de căldură. Atunci când vine vorba despre încălzirea locuinței în sezonul rece, mulți proprietari de case caută o soluție eficientă energetic și, bineînțeles, economică. O opțiune din ce în ce mai populară este folosirea pompei de căldură, un sistem inovator care aduce multiple avantaje majore. O pompă de căldură este un dispozitiv care preia energia termică dintr-o sursă ambientală, fie din aer, apă sau sol, și o transformă într-o formă utilizabilă pentru casa ta. Aceasta funcționează pe principiul invers al unui frigider, extrăgând căldura din mediu și ridicând temperatura pentru a asigura încălzirea spațiilor. Principalul avantaj al unei pompe de căldură constă în eficiența sa. Chiar dacă aceasta consumă energie electrică, energia termică extrasă din mediul înconjurător poate fi de 5 ori mai mare decât energia electrică consumată, această ecuație fiind cunoscută sub denumirea de COP. Acest lucru înseamnă că vei economisi considerabil atât pe factura de energie electrică, cât și pe cea de încălzire. În plus, pompa de căldură este o alternativă ecologică și sustenabilă, deoarece nu produce emisii de gaze cu efect de seră și nici nu arde combustibil fosil. Astfel, vei contribui la reducerea amprentei de carbon a casei tale și vei avea un impact pozitiv asupra mediului înconjurător. Un alt avantaj important al pompei de căldură este asigurarea unui confort excepțional în casa ta. Designul său modern permite reglarea precisă a temperaturii în fiecare cameră în parte, astfel încât să-ți poți crea un mediu plăcut și personalizat. Pe lângă încălzire eficientă și confortabilă pe timp de iarnă, o pompă de căldură poate fi utilizată și pentru răcire în sezonul cald. Aceasta poate inversa procesul de transfer termic, oferindu-ți posibilitatea de a răcori casa în perioadele toride de vară. Astfel, vei beneficia de un sistem multifuncțional care te va ajuta să ai control total asupra temperaturii din casa ta pe tot parcursul anului. Având în vedere aceste beneficii, pompa de căldură este o alegere excelentă pentru o casă modernă și eficientă energetic. Investiția inițială într-un astfel de sistem poate părea mai mare decât în cazul altor sisteme de încălzire, dar pe termen lung vei recupera costurile și vei economisi considerabil. În concluzie, avantajele pompei de căldură sunt numeroase și acestea pot depăși cu mult dezavantajele. Eficiență ridicată, economii substanțiale la facturile de energie, impactul pozitiv asupra mediului înconjurător și confortul sporit în casă sunt câteva dintre beneficiile pe care le poți obține alegând acest sistem inovator de încălzire. Dacă vrei să-ți îmbunătățești experiența de încălzire și de răcire a locuinței și să faci un pas către sustenabilitate, atunci pompa de căldură este soluția ideală pentru tine. Dar acum avem și a doua parte a clipului, în care, bineînțeles, vom discuta și despre dezavantajele pompei de căldură. Haideți să vedem. Unul dintre dezavantajele majore ale pompelor de căldură este dependența lor de temperatura exterioară, în special la pompele de căldură aer-apă. Atunci când temperaturile scad sub anumite niveluri, performanța pompei de căldură poate să scadă semnificativ. Acesta este motivul pentru care majoritatea pompelor de căldură funcționează cel mai bine în climă moderată și mai puțin eficient în zonele reci sau unde temperaturile ajung la valori extreme în timpul iernii. În aceste condiții, pompa de căldură va avea nevoie să utilizeze metode suplimentare de încălzire, cum ar fi un sistem de rezervă de încălzire electric sau un cazan pe combustibil solid. Aceasta poate duce la un consum de energie mai mare și implicit la costuri mai ridicate de operare. Deci, ar trebui să ții cont de aceste aspecte atunci când alegi o pompă de căldură, în special dacă locuiești într-o zonă cu ierni grele. De asemenea, este important de menționat că instalarea și mentenanța unei pompe de căldură poate fi mai costisitoare decât în cazul altor sisteme de încălzire tradiționale. Aceasta se datorează necesității unor cunoștințe tehnice avansate în timpul procesului de instalare și necesită revizii tehnice periodice pentru a asigura funcționarea optimă a unității. Un alt dezavantaj al pompelor de căldură este emisia de zgomot. În comparație cu alte opțiuni de încălzire, pompele de căldură pot produce un nivel ridicat de zgomot atunci când funcționează, mai ales în cazul modelelor mai vechi sau mai puțin performante. Acest aspect poate fi foarte deranjant, în special dacă amplasezi unitatea în apropierea unei zone de odihnă, cum ar fi dormitorul. Cu toate acestea, este important să reținem că dezavantajele menționate nu anulează cu totul beneficiile pompelor de căldură. Aceste sisteme sunt în momentul de față una dintre cele mai ecologice și eficiente opțiuni de încălzire de pe piață, cu un impact redus asupra mediului și cu potențialul de a reduce în mod semnificativ costurile de încălzire a locuinței pe termen lung. În concluzie, pompa de căldură, ca orice altă tehnologie, vine la pachet cu propriile sale dezavantaje. Este important să cunoaștem, să evaluăm corect aceste dezavantaje pentru a putea lua decizii informate atunci când ne gândim la un sistem de încălzire. Alegerea potrivită depinde de necesitățile specifice ale fiecăruia și de condițiile de amplasare și de construcție a fiecărei case în parte. Prin înțelegerea atât a avantajelor cât și a dezavantajelor pompei de căldură, vom asigura un mediu de locuit confortabil și eficient energetic. Pentru a urmări în continuare clipuri despre domeniul instalațiilor și nu numai, vă rog să vă abonați și să activați clopoțelul de notificare pentru a nu rata nimic. Vă salut și ne vedem la următorul!